Cei care s-au născut în Zodia Gemenilor vor avea în ziua de 30 noiembrie preocupări legate de bani, bunuri, patrimoniu, împărțeli, moșteniri care sunt pe rol, se dezbat, sunt un fapt real, sau moșteniri prezumtive. Ce se va întâmpla când o persoană în vârstă sau bolnavă sau într-un anume context va deceda și va începe împărțiala. În acest context este vorba de un tablou de familie care se conturează pentru că ei știu foarte exact cine sunt persoanele care se vor implica într-un astfel de act succesoral, cu sau fără testament, și care vor crea tot felul de probleme sau vor ridica pretenții. De aici o stare de disconfort, cum spuneam adineauri, de îngrijorare. Vor încerca să facă un demers, dar acela va fi delicat, subtil, aș spune, cu destul de multă teamă și jenă, de a nu deranja, de a nu supăra, de a nu irita, de a nu stârni dușmanul din cine știe ce rudă, pe care o știu, apucătoare sau e, categorică. Dar, dacă ultimul an a fost provocator și nu le-a dus, nici satisfacție în această direcție. Din 2 decembrie, în această casă a opta, controlată de Capricorn, va intra planeta Jupiter. Marele benefic nu va părăsi acest semn peste un an fără să facă un lucru bun: să rezolve ceva, să limpezească o relație interumană, să pună ordine în documente. Să introducă factorul lege, legislație, hotărâre judecătorească sau temei legal în aplicare. Va ține cu nativii, va ține cu cauza lor sau va ține cu dreptatea, pur și simplu. Dreptate care, dacă va fi într-adevăr activă, va fi în favoarea lor și, în felul acesta, lor le va fi mai ușor, pentru că nu vor trebui să susțină atât de multe conflicte, nu vor mai fi atât de supărați, îngândurați sau încleștați pe această temă de relație umană, nu vor mai fi grevați de bunul sau banii care li se cuvin, etc. Între 1 și 3 decembrie dimineața, gânduri, idei, Inovații, inspirație, intuiție, soluție, care privește o problemă personală, de imagine, de plasament, de relații sociale sau um, o informație surprinzătoare, care odată ajunsă în câmpul lor de atenție, începe să deschidă așa, una după alta tot felul de uși, constatând că s-au plasat, poate pe arături cu drumul și în felul acesta se repliază. Între 3 decembrie, după ora 9 dimineața, și 5 decembrie seara, ipostaze plăcute, mai ales dacă este vorba de imagine, succes. Aici poate să intervină o chestiune flatantă sau uh, care să le ungă sufletul. Să fie citați, invocați, să se vorbească de ei frumos, cu admirație, cu respect să primească o distinție, să fie chemați în niște locuri care reprezintă, de fapt, o manifestare a prețuirii și încrederii care li se acordă. Dar într-un alt context, latura este șubredă pe relația muncă, unde se pot stârni invidii, gelozii, tot felul de tendințe de a-i îndepărta de la un loc pe care îl merită, sau pe care l-au primit de curând, ori pe care trebuie să-l primească în curând. Dacă l-au primit, atunci ei trebuie să fie puși într-o lumină proastă care să sugereze celor din jur că au un statut nemeritat, că nu fac față în crederii acordate. Iar dacă urmează să primească acea responsabilitate, atunci trebuie să se facă valuri și zgomot și să se atragă atenția asupra lui ca un personaj care trebuie scos din calcule, tăiat de pe lista dezirabililor într-o anume ipostază. Din păcate, fiind vorba de multă invidie, gelozie, rivalitate, competiție profesională, mai mult sau mai puțin demnă, ori corectă, nu prea au ce face. Vor și puțin în voia valorilor vieții și... Cred că orice ripostă vehementă este contraproductivă, nu-i ajută, ba, din potrivă, le dă acelora răvoitorilor apă la moară. Pe 6 decembrie, discuții intense cu unii prieteni, consultări, schimburi de impresii, dar și posibilă atitudine rigidă, a acestor persoane care de obicei sunt flexibile și mai nonșalante și mai indiferente și mai diplomate, dar acum ce mai deranjează atât de tare încât uh, vor ajunge să ceară explicații, să ceară socoteală, să uh, emit avertismente către unul dintre prieteni sau față de un grup întreg care prin atitudine nu îl agrează pe cel născut în gemeni. Ripostează și acesta cum poate, cum trebuie, cum e cazul în funcție de situație, de vârstă, dar nu se va lăsa călcată în picioare, nu va ierta, nu va ceda și va spune ceea ce crede. Vor fi niște relații, uneori, probabil, mai încordate și mai puțin politicoase.